Ne monopolizează la Bogă, Bogă, Bogodin. Я вам скажу тогда остановиться. Хорошо? Два представления европейское одно. Насчет той француженки альпинистки, которая готовила эти огни для восхождения, когда Сибирь подняла голову. И то, что она говорит, то, что она говорила, молодая девушка, но она с такой опыт жизненный. И одно выступление, монолог, антиевропейский, скажем так. Мы делаем маленький театр, пока что только начали репетиции, но я хотел показать этих двух студентов нашего университета, что может кто-то составить нам и компанию, и помощь, и так далее. Нас пятеро пока что. Давай, Олег, сюда. Это наша первая актриса. Все лежит, так сказать. О, вон он, че се аудит? E cântecul tatăl și fiica din opera Romeo și Giulietta. Acest cântec, ca pe munte, a devenit frânghia care mă leagă de tăticul meu, care m-a învățat și îl strup pe rotocolul de pământ. Îmi spunea el să mă joc și de acolo să privesc cu plăcere la oameni, că de acolo nu se văd, nu se aud, și nu se simt răutățile și mărăciunele noastre. Îți spun discursul său de sărbătoare și chiar aveam nevoie ca să am o inspirație. De aceea, că să am un îndemn al inimii, este dimineață, m-am dus la Biserica Ortodoxă. Din orașul care va deveni în scurt timp capitala culturală a unui întreg continent. Și m-am rugat fierbinte ca discursul meu să găsească cale la inimile celor ce vor asculta și vor privi. Trista poveste, ca și cântecul, a răscolit în mine amintirile. M-am adus aminte și de un moment cu cea a vieții. Brusc, dintr-un moment, dintr-un îndemn al inimii, în biserică, am început să rostesc rugăciunea lui Deschis. Păi, Doamne, de mine, un instrument al fericii tale. Acolo unde este ură, să pun dragoste. Acolo unde este ofensă, să pun iertare. Acolo unde este discordie, să pun umilire. Acolo unde este greșeală, se pune adevăr. Acolo unde este...